Bun găsit, doamnelor și domnilor, la emisiunea Cultură și Istorie la Servus Hunedoara TV. Evenimentele se succed cu repeziciune în viața publică, apar elemente noi care trebuie prezentate, care trebuie comentate și bănuiesc că după titlul emisiunii foarte mulți dintre domniile voastre veți intui la ce anume vreau să mă refer în timpul acestei emisiuni. Andrei Marga a fost un distins profesor universitar și cercetător la Universitatea Babeș-Bolyai. Spun a fost, deoarece acum este la pensie și nu mai este cadru activ. Eu am absolvit Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Istorie și Filozofie, secția Istorie și Filozofie, instituție de învățământ superior care și în perioada 1945-1989 a fost o oază de cultură, ceva deosebit, astfel încât prin modalitățile de studiu și de dialog ale noastre, ale studenților cu profesorii, eram practic undeva într-o lume paralelă cu regimul comunist. Vreau să menționez că niciunul, dar absolut niciunul dintre profesorii noștri, niciodată în timpul cursurilor sau seminariilor, nu au pomenit de programul Partidului Comunist, de diversele referiri ale lui Nicolae Ceaușescu despre un fapt istoric, despre o personalitate istorică și așa mai departe. Sigur că toate acestea au fost și spre binele nostru și mai puțin spre binele nostru, pentru că în timpul anilor de studii am reușit să trăim într-o dimensiune extraordinară, științifică, deosebită, dar după ce am absolvit facultatea, am dat în timpul predării la școală, la catedră, de o cu totul și cu totul altă realitate în care nu se putea face absolut deloc abstracție de prevederile și de rigorile regimului comunist. Andrei Marga a fost, deci, pentru mine și pentru, probabil și pentru ceilalți colegi, un cadru didactic deosebit, care, din această perspectivă, merită întreaga recunoștință, deplinul respect și toată considerația noastră ca foști studenți ai domniei sale. Am studiat sub îndrumarea domniei sale, în anul întâi, logica tradițională. Nu era titularul cursului, era profesorul Mircea Balaiș, dar în perioada respectivă acesta se îmbolnăvise și profesorul Andrei Marga l-a suplinit tot semestrul. Am optat mai mulți colegi să susținem un examen parțial la logica
tradițională, pentru că în semestrul al doilea urma să facem logica simbolică și bazată pe foarte multe elemente matematice, și pentru noi era oarecum o necunoscută, o ceva ieșit din tiparul firesc al studiilor pe care le urmam la Facultatea de Istorie, Filozofie, secția Istorie, Filozofie. În anul al treilea, pe tot parcursul anului, împreună cu Andrei Marga, am studiat istoria filozofiei universale, de la începuturile sale și până la momentul respectiv, sigur un curs elevat care ne-a creat o viziune datorită expunerilor profesorului Marga, a seminariilor pe care le realizam cu domnia sa, o viziune firească asupra evoluției gândirii filozofice universale. Noi am fost un an chiar foarte bun, a demonstrat-o și viața de după absolvirea facultății, și sigur că și rezultatele la examenul de istoria filozofiei au fost pe măsura eforturilor noastre și evident pe măsura expunerii profesorului Andrei Marga. Un pic mai deosebită era situația la secția de filozofie-istorie. Deci în cadrul facultății noastre de istorie-filozofie funcționau două secții. Istoria, istorie-filozofie, la care am fost și eu student, și secția de filozofie-istorie. Diferența consta în faptul că orele noastre de istorie, cursuri și seminarii erau mai numeroase decât cele de filozofie, și la secția paralelă, în mod evident, era invers. În cadrul catedrei de filozofie era o situație oarecum aparte, pentru că exista o oarecare concurență în cadrul corpului profesoral. O parte din cei care predau disciplinele filozofice fuseseră absolvenți ai Universității Lomonosov din Moscova, s-au întors cadre universitare la Universitatea Babeș-Bolyai. Și în același timp s-a format și un grup care evident nu studiase în Uniunea Sovietică, ci la Cluj-Napoca, la Universitatea Babeș-Bolyai, apoi fiind după anul 1965 selectați și trimiși în cercetare pentru stagii de pregătire în Occident, în Germania, în Marea Britanie, Austria, dar cei de la filozofie mai mult în Germania. Printre acești profesori care nu foarte vehement, dar în discuții particulare își manifestau opoziția față de marxism, ironii și așa mai departe, care se răsprângeau și asupra grupului de profesori care
făcuseră studiile prin anii 50 în Uniunea Sovietică. Evident că profesorul Andrei Marga făcea parte din acest al doilea grup care privea spre spiritualitatea occidentală. După absolvirea facultății, el a urmat cursuri în Germania, pregătiri pentru doctorat și așa mai departe. Toți aceștia erau priviți de majoritatea studenților cu foarte multă admirație și profesorii moscoviți erau oarecum priviți cu mai multă reticență. Bineînțeles că Andrei Marga făcea parte din acest grup de, să zicem, vedete, puneți vă rog ghilimelele de rigoare, care preamăreau filozofia occidentală, postmarxistă. Andrei Marga, specializat în filozofia Occidentului, evident cea de după Karl Marx. Toate acestea nu făceau decât să dea o anumită aură facultății noastre, celor două secții. Exista între noi o concurență, o emulație în a studia, în dorința de a cunoaște cât mai multe, sigur, și pentru faptul că trebuia să fie o concurență pentru că urma o repartiție în învățământ și, în mod evident, fiecare dintre noi dorea să reușească să ocupe un post cât mai bun, aproape de locul de baștină, de locul de domiciliu și așa mai departe. Am făcut toate aceste sublinieri pentru că de curând Andrei Marga a ieșit în public cu o serie de afirmații care, cel puțin pe mine, cu pregătirea pe care o am, cu stagiul pe care l-am făcut la Universitatea Babeș-Bolyai, atât ca student cât și ca doctorand al acesteia și prin susținerea doctoratului, pur și simplu m-au șocat. M-au șocat cu atât mai mult cu cât profesorul Andrei Marga, după 1989, a devenit o personalitate și mai cunoscută în România, rector al frumoasei universități Babeș-Bolyai, fusese și decan al Facultății de Istorie, Filozofie și după aceea rector. În timpul guvernării Convenției Democrate a fost și ministru al educație, acum îmi cer scuze, nu mai știu care era titulatura de atunci a ministerului, că prin toate reformele acestea care se fac, se tot schimbă titulaturile și nu mai știu când îi spune Ministerul Învățământului, când este Ministerul Educației. Evident că personalitatea sa a fost apreciată în mare parte, nu chiar de toată lumea, dar în cea mai mare parte, pentru că acesta este adevărul, Andrei Marga este un intelectual de marcă al societății românești, dincolo de și de discuția pe care o propun domniilor voastre. Și la un moment dat, Andrei Marga, pentru o scurtă perioadă de timp, a fost și ministru al afacerilor externe într-o perioadă destul de complicată. De altfel, întreaga
perioadă istorică scursă din 1989 și până în prezent, este de o complexitate deosebită. Nimic nu a fost simplu, totul a fost destul de încălcit. Și iată, zilele trecute, profesorul Marga, la o lansare de carte a domniei sale, la un târg de carte la Alba Iulia, face o serie de afirmații legate de geopolitică, prin care menționează domnia sa că Ucraina ar trebui să cedeze teritorii Poloniei, României, Ungariei și nu în ultimul rând Rusiei. Și abia după aceea s-ar putea vorbi de statul propriu-zis ucrainian. Evident că afirmațiile domniei sale au stârnit o anumită furtună, o anumită opoziție în anumite cercuri intelectuale care reușesc să surprindă nuanțele geopoliticii postbelice în ansamblul său. Și același lucru s-a întâmplat și cu mine. N-am înțeles de ce domnul Andrei Marga a intrat în acest domeniu al relațiilor internaționale făcând astfel de afirmații, pentru că acest domeniu, atât prin pregătirea pe care domnia sa o are, cât și prin natura acestui domeniu, nu sunt punctul forte al domniei sale, nici măcar în calitatea de ex-ministru de externe. Situația geopolitică a Europei postbelice este una, la prima vedere, foarte simplă, dar în același timp destul de complexă. Să observăm că în preajma celui de-al doilea război mondial, în partea de răsărit a bătrânului continent, deci în Europa centrală răsăriteană, fruntariile acestuia au fost oarecum desenate prin celebra înțelegere Ribbentrop-Molotov, prin pactul Hitler-Stalin, pe baza căruia Germania și Uniunea Sovietică și-au împărțit nu doar sferele de influență în Europa centrală răsăriteană, ci practic chiar teritoriile propriu-zise. Uniunea Sovietică prelua din nou statele baltice, care în perioada interbelică fuseseră independente față de Moscova. Uniunea Sovietică prelua partea de apus a Ucrainei și Bielorusiei de astăzi, deci teritorii din partea de răsărit a Poloniei interbelice. Am menționat Ucraina și Belarus, dar la momentul respectiv ele, bineînțeles, că în baza dreptului internațional au fost anexate Uniunii Sovietice. A urmat apoi un moment tragic și pentru România, prin celebrul ultimatum din iunie 1940, potrivit căruia Uniunea Sovietică prelua teritoriul dintre Prut și Nistru, pe care îl denumise Basarabia, Bucovina de Nord și Herța. Aceste teritorii nu aparținuseră niciodată nici de Uniunea Sovietică, nici de Rusia, și mai târziu, în anul 1945, a anexat Podcarpatska rus,
teritoriu ancestral rutean, leagănul civilizației rutene. Cătălin îmi face semn din regie, fugit ireparabile tempus, vine publicitatea cu dictatura ei în cadrul acestei emisiuni și evident că după acest moment noi vom relua prezentarea pe care încercăm să o facem în fața domniilor voastre. Pentru că resursele planetei sunt limitate, reciclarea rămâne singura cale prin care le putem face inepuizabile pentru trecerea la economie circulară. Dar reciclarea eficientă este posibilă doar printr-o colectare separată, susținută și inteligentă a deșeurilor. Din grijă pentru mediu și respect pentru generațiile viitoare, implică-te alături de noi, pentru un prezent curat și un viitor sănătos. Braicata. Din respect pentru resurse. Supercom SA oferă multiple sisteme de colectare în județul Hunedoara, în zona 4 Petroșani, Valea Jiului. Operatorul asigură servicii de management al deșeurilor prin colectare și transport, sortare și reciclarea deșeurilor, asigură controlul calității și soluții de durabilitate. Diversitatea categoriilor de deșeuri face colectarea lor o provocare logistică. Deșeurile de aceeași natură sunt adunate în centre de colectare, unde sunt comprimate înainte de a fi trimise la un loc de sortare sau tratare corespunzător. Lider în domeniul serviciilor de salubrizare din România, Supercom SA, nihil sine deo. Așa cum spuneam înainte de publicitate, iată deci geopolitic desenul Europei Central răsăritene mai ales a fost realizat prin celebrul pact Ribbentrop-Molotov și consecințele acestuia pe care le-am exprimat după aceea. Sigur că oarecum datele problemei s-au schimbat, pentru că în 22 iunie 1941 fostul aliat al Uniunii Sovietice, fără casus belli, fără declarație de război, atacă Uniunea Sovietică și toată acea înțelegere și toată acea concordie minunată, vă rog să puneți ghilimelele de rigoare, între Berlin și Moscova se prăbușește, se schimbă totul în Europa, Germania și aliații săi devin dușmanii numărul unu ai întregii lumi, se formează Coaliția Națiunilor Unite, formată inițial din Statele Unite și Statele Unite, Regatul Unit, apoi Franța Liberă, și la care aderă și Uniunea Sovietică. Rolul acesteia era acela de a înfrânge fascismul și de a lichida totalitarismul de dreapta în Europa și pe cât posibil în lume. Dar sfârșitul celui de-al doilea război mondial, paradoxal, nu aduce modificări în geopolitica Europei Central răsăritene. Deciziile pactului Ribbentrop-Molotov de modificări teritoriale rămân valabile și după cel de-al doilea război mondial.
În 1946 are loc Congresul de Pace Postbelic de la Paris, iar în februarie 1947 se semnează de către părțile beligerante din cel de-al doilea război mondial tratatul, care de fapt consfințește o realitate geopolitică statuată atunci în 1939, în 1940, și Uniunea Sovietică rămâne cu toate anexiunile pe care le dorise încă de la începuturile celui de-al doilea război mondial, de fapt când încă nu începuse cel de-al doilea război mondial. Deci, pe baza principiilor dreptului internațional, al tratatelor de pace, se configurează Europa în felul în care o știm că a funcționat din perioada 1945 și până în anul 1989. În acest context mai trebuie să facem încă o precizare foarte importantă și foarte semnificativă pentru geopolitica celei de-a doua jumătăți a secolului al XIX-lea. La un moment dat, pentru a se atenua tarele războiului rece, pentru că după cel de-al doilea război mondial știm că se formaseră în Europa cel puțin cele două tabere distincte, cea prosovietică și cea pro-occidentală. Și această conferință pentru securitate și cooperare în Europa avea dorința de a statua o serie de principii pe baza cărora să se evite pe cât posibil confruntarea între cele două blocuri ostile. Și la 1 august 1975, statele europene plus Statele Unite și Canada, statele europene în quasi totalitatea lor, cu excepția Albaniei și Andorei, semnează actul final de la Helsinki, care la modul propriu-zis nu este neapărat un tratat de pace, este mai mult o înțelegere multilaterală care promova o serie de principii: respectarea suveranității statelor, inviolabilitatea frontierelor, includerea unor modificări teritoriale în relațiile dintre state și, ceea ce este mai important, faptul că se propunea ca, dacă apar diferende între statele europene, acestea să fie realizate pe calea dialogului și să se promoveze o cale pașnică. Deci, iată, actul final de la Helsinki încă o dată consfințește o anumită realitate geopolitică, cea la care face referire profesorul Andrei Marga. Și vine, sigur, momentul 1992, momentul de destrămare al Uniunii Sovietice, prin care cele 16 foste republici unificate prin efortul în special al lui Lenin acceptă separarea lor. Moscova este cea care nu se opune independenței fostelor republici componente ale Uniunii Sovietice și în felul acesta se redesenează oarecum geopolitica, mai ales în Europa central-răsăriteană.
Deci, doamnelor și domnilor, să observăm un lucru foarte important și foarte semnificativ. Din punctul de vedere al dreptului internațional, Ucraina nu a anexat absolut nimic. Toate acele anexiuni despre care vorbește profesorul Marga au fost făcute de Uniunea Sovietică. Dar în anul 1992, când Uniunea Sovietică s-a destrămat, cele 16 republici foste unionale s-au recunoscut între ele și au recunoscut frontierele, atențiune, și-au recunoscut fiecare dintre ele suveranitatea, pentru ca, până la urmă, întreg continentul european să marcheze această, să zicem, mini-transformare a Europei în ansamblul său și a Europei central-răsăritene în particular. Nu s-a pus absolut deloc problema de redimensionare a unor frontiere și nu s-a pus absolut deloc problema unor retrocedări teritoriale dintr-o parte sau alta. Sigur, după 1989 a mai existat și destrămarea Cehoslovaciei și a Iugoslaviei, dar acestea s-au realizat tot prin respectarea frontierelor interne pe care aceste două federații le aveau până în anul 1989. Deci, să observăm, principiile actului final de la Helsinki din anul 1975 nu au fost absolut deloc contestate. E, mai mult decât atâta, să venim cu un exemplu și să vorbim despre relațiile României cu Moldova dintre Prut și Nistru. Pe actul final de la Helsinki, președintele Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și-a pus semnătura, recunoscând acele principii pe care vi le-am amintit. Deci, implicit, prin semnătura pe care și-a pus-o pe acel act final, a recunoscut existența de facto și de iure, mai ales de iure, că de facto oricum exista, a Republicii Moldova ca entitate statală separată față de România. Și același lucru este valabil și pentru Bucovina și Herța. Bun. De aici nu aș vrea ca cineva să înțeleagă și să tragă concluzia că eu pledez împotriva unei spiritualități românești a țării noastre în integralitatea sa, cu Republica Moldova, cu românii din Bucovina și din Herța. Nu. Eu constat doar că starea, de fapt, este în acest moment în concordanță cu starea de drept internațional. Deci, practic, Ucraina nu poate fi obligată să facă niște retrocedări. Am menționat de ce. Nu fusese parte a dreptului internațional și a relațiilor internaționale postbelice, pentru că la momentul respectiv era prezentă Uniunea Sovietică. Ei, și acum vine ceea ce mă intrigă cel mai tare la profesorul Marga. Felul în care domnia sa se referă la Podcarpatska Rus, despre care spune că este Transcarpatia. Deci, să-mi fie cu iertare,
Transcarpatia este un nume inventat de sovietici imediat după 1945 pentru a anula identitatea ruteană, pentru a îngloba cu mai mare ușurință Podcarpatska Rus în Republica Socialistă Sovietică Ucraineană. Și în felul acesta mă miră poziția profesorului Andrei Marga, cu atât mai mult cu cât ne cunoaștem foarte bine. La un moment dat am avut o acțiune despre ruteni prin anul 2003 la Baia Mare cu regretatul profesor Bogdan Dragoș Pauliuc, un rutean cu mult suflet și care a militat cu deosebită dăruire pentru afirmarea identității rutene. Și în timpul acțiunii respective ne-am bucurat că a venit și profesorul Andrei Marga, însoțit de domnul Adrian Iorgulescu. Chiar au dorit să spună câteva cuvinte vorbind despre politica României privind minoritățile naționale, lăudând minoritatea ruteană că își afirmă identitatea și în același timp folosind domnul profesor Andrei Marga câteva cuvinte de apreciere la adresa mea, rememorând și aducându-mi aminte și eu cu plăcere de anii studenției, de frumoasa colaborare profesor-student pe care am avut-o cu domnia sa. Tocmai de aceea mă miră acum afirmația domniei sale, parcă venită din neant în ceea ce privește Podcarpatska Rus, vorbind doar de Transcarpatia și dovedind să-mi fie cu iertare o totală necunoaștere a funcționării relațiilor internaționale și a modului în care această problematică trebuie abordată. Relațiile internaționale nu sunt chiar foarte simple. Ele trebuie privite dintr-o dublă perspectivă, cea a istoriei și cea a realităților din momentul de față. Practic, domnul Andrei Marga, prin ceea ce menționează, dorește să justifice agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, ceea ce este de nejustificat. Nu există absolut nici o motivație plauzibilă pentru această acțiune. Sigur că domnul profesor Andrei Marga pledează pentru pace, așa cum ne dorim cu toții pacea. Dar în Europa Centrală răsărită, n-am mai spus-o și altă dată, pacea se poate realiza chiar foarte, foarte ușor. Armata rusă să înceteze invazia în Ucraina, Rusia ca stat să renunțe la anexiunile teritoriale și la pretențiile pe care le are față de Ucraina și totul se rezolvă. Nu înțeleg câtuși de puțin sau, mă rog, înțeleg, dar îmi dau seama că există un substrat în acea propunere potrivit căreia ar fi nevoie de o conferință de pace la care să participe Statele Unite, Germania, Rusia, China și, în mod evident, în opinia domnului Marga, în ultimul rând, Ucraina. Sincer, este de neînțeles
din structura relațiilor internaționale, din analiza istorică a acestora, din stadiul la care s-a ajuns în momentul de față cu aceste relații internaționale, ce relevanță poate avea o asemenea conferință? Nu Statele Unite, nu Germania, nu China au provocat conflictul în Europa central-răsăriteană. Iar cu atacul rusesc împotriva Ucrainei este nu doar un atac împotriva unui stat suveran și independent, realizat de alt stat, ci este o gravă atingere adusă democrației și principiilor de funcționare a lumii din perspectivă democratică. Am văzut zilele trecute la televizor transmiterea funerariilor reginei Elisabeta II a Regatului Unit al Marii Britanii. Pe lângă tristețea momentului, este un moment de tristețe când cineva pleacă la cele veșnice, nu mă tem de moarte, ci de veșnicia ei, dar în același timp, întreaga ceremonie a fost o demonstrație a lumii democratice, a modului în care democrația trebuie să se manifeste, prin transparență, prin ordine, prin corectitudine, prin respectarea tradițiilor. Este foarte adevărat că va fi destul de greu ca în curând să se repete un asemenea demers cum a avut loc la Londra la funerariile reginei Elisabeta, pentru că întreaga lume democratică a demonstrat că acest sistem, cu toate imperfecțiunile sale, cu toate neajunsurile sale, este singurul care poate asigura pacea și liniștea întregii lumi. Eu personal sunt adeptul democrației, indiferent de câte critici se aduc, indiferent de câte neajunsuri spun unii că ar genera. E foarte adevărat că doar o dictatură poate fi sublimă. Democrația nu este sublimă niciodată, pentru că prin forța împrejurărilor apar imperfecțiuni. În dictaturi totul este sublim. Și să ne aducem aminte, în țara noastră, România, în perioada 1945-1989, mai ales în perioada 1971 de la tezele din iulie și până în 1989, ce sublim era totul. Cu toții eram absolut de acord cu orice, pentru ca astăzi să fim în situația că, din păcate, nimeni nu mai este de acord cu absolut nimic. Concluzia mea este că domnul profesor Andrei Marga, un intelectual de marcă al spiritualității românești postbelice, a depășit orice limită prin afirmațiile pe care le-a făcut și mai ales că le-a făcut pe undeva în necunoștință de cauză, dincolo de valorile intelectuale
certe pe care le stăpânește. Eu totuși sper că Dumnezeu să ne dea tuturor gândul cel bun și mai ales celor care pot lua decizii la modul direct pentru redresarea situației din Europa Central-Răsăriteană, pentru încetarea acestui conflict absolut inacceptabil și de o absurditate totală. La revedere!